Jocurile din Liga a 4-a au captat din nou atenția celor implicați în fotbalul județean. De departe, capul de afiș al rundei a fost partida AS Turnul Severin, Viitorul Severin. Derbiul orașului a început furtunos pe stadionul Termo, cu două goluri marcate de gazde în minutele 12 și 15 de Samuel Gârlea, respectiv Ionuț Ilie. Viitorul Severin a readus din handicap la mijlocul reprizei prin Marian Costin Olteanu, însă diferența de două goluri s-a refăcut în debutul reprizei secunde, grație reușitei lui Alexandru Saizu. Intrat la pauză, antrenorul Dorian Vasilica a readus Viitorul Severin în joc printr-un gol marcat în minutul 63, dar până la final AS Turnul Severin s-a dovedit a fi mai pragmatică, a ținut de rezultat și a obținut toate punctele. Potignit și tot la un gol diferențe s-au impus și primele două clasate. Liderul Pandurii Gernețe a învins cu 4-3 la Coșuștea Căzănești, în vreme ce Recolta Dănceu, gruparea cu cel mai eficient atac, a câștigat Italienește de această dată scor 1-0 pe terenul Obârșiei de Câmp. Iată rezultatele complete ale rundei a șasea.